fetiță de 4 ani a primit prima doză de vaccin anticovid în locul vaccinului antigripal sezonier, pentru care era programată la un cabinet local. Victoria Olivier și-a dus fica pentru a face vaccinul antigripal, unde un farmacist i-a administrat din greșeală o doză pentru adulți din vaccinul Pfizer anticovid. Vaccinul nu a fost încă aprobat pentru copiii cu vârsta sub 12 ani. Copiii sub 12 ani rămân eligibili pentru vaccin, deși Pfizer-BioNTech a prezentat date despre studiile clinice pentru un vaccin anticovid în rândul copiilor cu vârste cuprinse între 5 și 11 ani.